de la actriță în lista lui Schindler la coordonarea echipei de voluntari pentru refugiații ucraineni. Aceasta este povestea femeii care face diferența dintre viață și moarte. În 2023, Olivia Dabrowska, cunoscută pentru rolul său de copil din lista lui Schindler, unul dintre succesele cinematografice ale lui Steven Spielberg, avea 3 ani când a fost aleasă pentru a juca în această peliculă. Cu toate că filmul era alb-negru, haina roșie purtată de Olivia a devenit o pată de culoare simbolică aproape cult. Astăzi, femeia de 32 de ani coordonează echipe de voluntari implicați în acordarea de asistență și sprijin refugiaților ucraineni care au ajuns la granița dintre Ucraina și Polonia. Prin această schimbare, Olivia Dobrovska devine astfel o eroină de drept, una care aduce lumină în viețile celor aflați în suferință. Până în prezent a reușit să găsească adăpost pentru 10 familii și să coordoneze transportul altor sute de refugiați către marile orașe din Polonia. Într-un live pe pagina sa de Instagram, Olivia a mărturisit: "Nu aștept nimic și nimeni din grupul nostru de voluntari nu vrea să audă mulțumesc. Doar ne facem treaba. Oamenii au nevoie de ajutor și noi le oferim ajutor. Îmi pasă foarte mult de fiecare persoană de la graniță. Nu te poți pregăti pentru asta. Poți doar să-ți imaginezi că vor fi oameni care suferă, copii, bătrâni, bolnavi." Olivia Dabrowska lucrează la un proiect alături de o fundație caritabilă pentru a obține finanțare care să ajute refugiații strămutați în continuare. Această misiune nu se oprește la graniță, ci vizează asigurarea unui viitor mai bun pentru acești oameni, oferindu-le adăpost, locuri de muncă și școli pentru copiii lor. Ea recunoaște că eforturile depuse sunt epuizante, dar alege să meargă înainte. Cu toate că în prezent are o afacere în domeniul copywriting-ului, Olivia a fost nevoită să o suspende pentru a se dedica voluntariatului. Chiar dacă este adesea întrebată despre experiența sa din acea perioadă, Olivia a descoperit că, fiind doar un copil de 3 ani, nu-și amintește prea multe de pe platoul de filmare. Știe că era trezită de mama sa la 3 dimineața și că a trebuit să aștepte ore întregi pentru a filma o scurtă scenă. Rolul micuței din lista lui Schindler a fost esențial în film, deoarece haina ei roșie a ieșit în evidență printre masele de oameni înfricoșați, marcând un punct crucial în conștiința lui Oscar Schindler și contribuind la salvarea a peste 1200 de vieți de la Holocaust. Filmul în sine a fost un triumf cinematografic, câștigând numeroase premii, inclusiv 7 Oscaruri, și rămâne unul dintre cele mai memorabile filme din istoria cinematografiei.